Salut, cum este Edi? Bine ați venit pe acest canal. Nu vreau să vă arăt noutățile. Sau ăștia le-am pus paie, că să-mi iau pe aici crengi de nuc. Le-am pus paie, la jucătorii de trimisare le-am pus paie. Jucătorii au și eu deja. Am văzut-o când am venit de la fotbal. V-am spus că câteva zile o să fiu ocupat cu fotbalul. Am o cupă și pana mea. Dar am văzut că stăteam ascult pe cuib și m-am uitat, ia mai eu. Și da, are un nou cloc ce avem pe blana goală. Ia vă că spun eu ție, păi, și dă-i drumul la scos pui. Păi lasă scoată pui. Da, păi puiul care trăiește foarte bine, care nu? La tomberon. Îi închidez apartament. Nu? Da. Bă, o să bag anumite femele jos la Argentii. Să le bag acolo. Că deja mi se perchează ca dracu. Ăsta mi s-a înverghează cu galbena. Roșia de București să ținea după cucul ăla dragon. L-am băgat la pereche cu cuca, normal. Așa. Mi se împrighează ca dracu. Mai pe scurt. Și prefer să nu. Așa că femelele stinghiere la separiu. Separate. Am scos barca de la pereche cu moțata, să țin după altul. Dar eu bag eu odată să fiu sigur. Nu prea sunt sigur eu. Să țin, dar nu să țin. Cam așa vine. Să țin, dar nu prea să țin unul după altul. Și da. Bă, dar m-am gândit la o variantă. Dacă l-aș băga pe ăsta cu roșia, mă, ce ar fi? Să-l bag cu roșia, nu merg ei pereche, dar provizoriu până am pereche pentru ăsta, n-am pereche. Ăla e mascul, de voia mea să-l împerechez. Trocul face așa. Scârțe în halul ăsta. Șuruburile din el. Deci, ăla e mascul. Cântă după femeile, mă, toate femeile la le cântă. Nu știu ce să zic, dar i-aș băga eu de la pereche. Să vedem ce se întâmplă. Da, să-mi pierd că se galbena cu ăsta. Când am văzut, eu, da, pe dracu. Chiva unde la cui bămbog să ai acolo. Da, pe dracu, am zis. Eu treci mă tu jos la Argentii, galbeno, până ai vrea tot să te împerechezi cu roșu de București. Mascul e pe afară, lasă pe afară, mascul îi las. Da, femeile jos. Și îi bag eu câte unul. Până rând îi bag. 3 zile unii, 3 zile, bine, până să perchează, vreau să până îi văd că cheamă la cui, până, nu așa, îi bag și gata. Îi las 3 zile, după aia alții. Da. Galbena va sta acolo până va vrea să ia roșu de București. Nu să ia ce vrea ea. Roșu de București să ține și ăla după sora sa. După roșia de București. Sunt frate de cui, mă? Nu merg. Eu nu-i las. M-a întrebat mult. De ce nu-i lași? Păi, în primul rând, hai că pui la nepoților, sută în mie, ies cu malformație. Așa că prefer să nu. Și m-am informat și eu despre frate de cuib, de la alți colombofili mai bătrâni și mai cu experiență. Și au zis că, bă, n-are rost, nu te risca. Deci a zis că mai bine evită să împerechezi frați de cuib. Mai bine evită. Da, frați din alte serii, frați din tată, gen, să fie frați vitregi, da, merg, dar nu frați de cuib. Că nepoților, sută în mie, vor ieși cu malformație. Sau, nu mai ies deloc. Mi-a cineva, bă, nu mai ies deloc. Nepoții. Așa că mai bine. Nu-i lăsa. Dar mai bine nu-i lăsa frați de cuib. Bagă-i altfel. Și nu mi-a dat ideea asta cu băgatul femeilor în bălgea vechi. Că ia bagă-mă tu toate femeile care sunt stinghere, bagă-le tu la Argentia aia jos. Și te bagi până, nu mi-a dat ideea asta, că mie nu venea în cap. Chiar nu-mi trecea prin cap, sincer. Te bag eu femeile, să bag femeile acolo, nu trecea prin cap. El mi-a zis că ia bagă-mă tu femeile stinghere acolo. Și le bagi până la pereche și vezi ce faci. Și așa ce voi face. Acolo le bag. Da, pentru roșie de București am mascul ăla, dar nu sunt de la pereche, nici măcar nu cântă. Nu cântă deocamdată, e tânăr. Abia se schimbă la gât, e tânăr. Nu pot să zic nimic, e tânăr. Da. Ori varianta a doua pentru bălsătura asta, pentru specimenul ăsta, o iau femelă. Îi cumpăr o vânătă ceva. Îi cumpăr o vânătă. Că, da, la mine prin zonă n-are nimeni genul ăsta de porumbei. Culorile astea. Toți care au vineți, cuci. Dar cuci nu are un singur băiat pe aici. Cuci care și mai are decât două femele și a zis că pe alea nu le mai dă. Mergea cu o cucă și ăsta. Îi dădea, o cucă îi dădea. Dar o vânătă nu prea vine să-i dau. Da. Bă, m-am gândit și parcă aș face o odihnitor de genul
Și o să le pun la fiecare cuibar. Din una aici, una aici la ăștia, una aici. Gen așa aș face. Dați-mi voi părerea voastră dacă ar fi ok să fac asta. Ar fi o idee bună, ar mai sta acolo și n-ar mai sta prin cuiburi. Să se gândeze prin cuiburi. Da. Și masculul când noaptea stă în fața boxei, nu mai stă cine știe prin altă parte a boxei. Stă lângă femeia. Gen. Da. Când se va încălzi, o să pun și acele sertare pe mijlocul acestora, că v-am spus că aici mai am. Am placa de USB făcută, numai să o montez, numai să o tai, să o montez. Și pun la fiecare asta. La fiecare de asta pun cât o placă de USB și o să mai fie un cuib. Dar aici vreau să-mi spuneți voi o chestie, încă o chestie. Dacă să mai pun cum am aici, cum e ăsta aici, să mai pun partea asta. Sau să las decât sertarul gol, să nu mai pun nimic în fața lui. Ar fi variantă și asta, ar fi și mai ușor de făcut curățenie, dar na. Cum ziceți și voi? Ce ziceți părerea voastră? Bine, ar fi bine să pun și în față, într-adevăr, ar fi bine să pun și în față, că na. E mai bine și pentru pui și pentru... Bine, pentru pui, oricum cad, dacă vor. Nu e problema, nu e bai de chestia asta. Hai, mă, prindeți noi pe clip o perechere între voi? A? Le faci plăcerea asta, femelo? Și... Eu te de ce să sperii, frate. Duce-mă zoom-ul până acolo. Duce pe dracu. Uliu, da, e uliu de să dă în iepuri. În iepuri, în găini, în curci. De-astea nu se dă în porumbei. Asta o să bag eu odată la pereche, mă. Ce e, mă? Să bate cu masculul sau ce face? Pare a femeie, la mă, după năr, pe cap, la cioc. Bine, la cioc. Genul lui măsa. Ciocoasă. Ciocul gros, că și măsa are tot ciocul gros. Nu poți să zici. Da. Aici să vă arăt o noutate și la ăștia tot m-am dat jos. Le-am făcut un troc. Că na, dacă o să vă femelele aici, le-am făcut un troc mai mare. Nu mai e el cine știe ce troc, dar e bun. Ăsta le-am făcut cam mari. Lateralele, da, n-au nimic. Uitați galbena, uitați cucu, roșia de București, argintiu care este pe cuib, scuzați, argintiu care e pe cuib. Aia unde-i, mă? Argintia. Nu, uitați și pe aici. Da, și v-am spus, o să mai intre creața. O să o bag și pe aia. Nu v-am zis mai devreme de ea. Dacă e mascul. Da, și pe rând. Uite. Mascul. Cântat de mascul gros. Cât exact ca un mascul. Mascul ce să mai... Mai zic ceva? Mai zic ceva? Nu mai zic nimic despre el. Ăla e puiul ăla juniorul de București. Ăla fiind pereche cu roșie de București. Dacă îți văd la pereche. Momentan nu. Momentan nu o să dau la pereche. Dezmulțat cu barca. Bă, de fapt, eu mai am plasa aia acolo. Nu se vede. Mai am plasa aia acolo și ar merge mai bă la pereche și în ea. Și cred că știi ce fac? Dar asta e clar mascul, mă. Las și văzut când, ce să mai.
Aș încerca să bag totuși galbena cu roșu în ea. E destul de mare, bună. Și acum oricum, de cu noaptea să pun ceva peste ei. Nu e atât de frig, nu mai ziua la noi sunt 15-16 grade. Destul de cald. Destul de cald. Și o spune că e destul de bună. Da. Dar chiar sunt curios de o chestie eu. Bine, într-adevăr că barca și cu ăla o să aibă o bătaie serioasă. Că, na. Ăla a fost cuibul bălțatului. E, eu când te filmez, te oprezi din punctat. Mă ascult foarte frumos. Da. Deci, prima dată până o să montez plasa și o să montez chiar acum. O să, bine, după ce termin videoul, o să bag eu ăsta și cu ălaltul. De bine, l-am filmat mai devreme. Ăla. Pui ăla, că sunt tare, cunosc ce se întâmplă. Până la urmă, da, e cântat de mascul, că l-ați auzit și voi pe filmare. Ăla e cântat de mascul. Ăla e cântat de mascul. O să pun paie și acolo în cuibul ăla, că sunt curios să vedem dacă trage alba cu el. Chiar sunt tare curios. Uitați și pescărușul. Îl cheamă la cuib, într-adevăr. Se și aude, poate. Îl cheamă la cuib, dar nu se duce alba. Au fac eu să se ducă. Adică, până la urmă, dacă el mai vede cuca aia, n-are ce face decât să cânte pasta non-stop. Sau să ia altă femeie, dar pasta o ia, sigur. Îi mai bag eu o dată. La prima dată, o să bag eu pe aia doi. Să vedem ce face. Stare curios. Stare curios dacă se ia la bătaie sau... Bravo! Hai că a apucat să o calce. Foarte bine face. Mâine, poi, ne alegem și cu primul ou. Ăia s-au călcat ieri, jucătorii, și astăzi m-am venit cu ou la ei. Foarte bine. Ira să scoată. Scoateți, mă, Ira să scoată. Ce să mai... Nu-mi pare eu că n-am timp să le fac curat. Nu prea am timp, mâine o să încerc să le fac curățenie după ce vin de la fotbal. Trebuie să le facă, e mizerie, ce să rog, e mizerie. Prin cuiburi nu e, dar totuși nu se merită să lași. Era un dracu te bate pescărușul. Da. Deci, o să prind creața, o să o bag jos. Sau să o mai las pe asta, că văd că mai nu face probleme, să zic, că se dă la pereche. O, aici nu stau pe ea și aș băga decât roșia cu galbena, care îmi fac probleme mari, să zic așa. Nu sunt pereche cu ce nu trebuie. Da. Acolo chem la cuib? Îi spun cuib acolo, dacă chiar vrei. Bine, nu, 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 nu ne pun cuib acolo. Ne-au să mai trage și pe sub prostia aia, pe jos, pe acolo. Le pun cuib acolo, dar nu-i problemă. Am cuib, le pun acolo, le pun paie și... Sugeți la cuib. Deci da. Deci, bă, fraților, atât cu clipul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, apăsați butonul de like dacă vă place. Da, peste 70 de like-uri. Și... Nu încerc să postez clip nou. Încerc, v-am spus, încerc să postez. Nu prea am dispoziție. Ia să mă un pic. Le filmez eu puțin. Uite. Spuneți-mi în comentarii ce e. Deși nu-l țin eu corect, nu-l țin corect, dar acum, pentru puțin timp, pentru un minut, două, asta e. Spuneți-mi și voi ce ziceți și voi că e. Ochiul e foarte frumos. Când o să schimb telefonul, o să vi prezint unul meu preferat, o să vi prezint pe fiecare clip cât un voiajor. Îi ține închiși. Bine,
dacă o să vă prezint pe fiecare clip cât un voiajor, dar cu telefonul ăsta nu prea pot. Că nu filmează bine. Și vedeți cum filmează, că filmează foarte prost. Ba, n-am eu. Deci da, ăsta e. Da? După nări pare a femeie, da. Nu știu. Deși mă sare nările lunguiețe. Da. Hai mă jos. Deci da, atât cu clipul, hai că avem clip de un sfert de oră și așa, mă tot bateți la cap să fac clipul lungi. A, da, și o chestie, că uite, mi-am amintit. Bă, deci, cine mai trimite link-uri cu anumite clipuri, deci de la canalul său, pe Facebook sau pe Instagram, are bloc instant, deci să vă fie clar. Să vă intre bine acest lucru minte. Cine mai trimite link-uri pe Facebook de la canalul său, are bloc instant. Și puteți să vă rugați de mie cât vreți, că nu mă mai deblochez deloc. Deja e unul care mă tot stresa, poate știe și cine că i-am dat și bloc. Bă, frate, îmi trimitea atâtea linguri, mă, pe zi, cred că peste 5-6 linguri pe zi și mai scria: dă-i un like, dă-i un like, te rog, dă-i un like, mai și spama, știi? Că scria 70.000 de mesaje. Vorba vine. Nu, îi dea numai cu sin și el tot îmi trimitea mereu. Bă, fereal, dracu, stai un pic așa că nu vă merge. Dacă eu vă permit multe chestii pe live-uri la anumite persoane și vă permit ca multe pe live-uri, păi, da, nu vă permit și să mă spamați pe mine pe Facebook, să mă deranjați. Deci da. Bun, hai că atunci cu acest clip, oricum a lăsat și bateria, mai am 12%. Aia e. Da. Fraților, noi revenim mâine pe un clip, dacă postez, dar dacă vreți să postez peste 100 de like-uri. Deci dacă vreți să postez mâine peste 100 de like-uri, fac efortul ăsta și postez. Restul că vin destul de obosit și chiar niciun chef. Nu, prea mult acum am prea mult chef de filmat. Da, stai, hai să filmăm. Da, deci atât. Până mâine, ciao.